ziua, dragii mei! Eu sunt Camelia și astăzi o să facem o rulată de biscuiți cu cremă de brânză dulce. Și o să avem nevoie de următoarele ingrediente. 350 de grame de biscuiți. O să-i măcinăm fin. 55 de grame de unt topit. O să punem biscuiții măcinați peste untul topit. Îi măcinăm fin, fin, fin. O să punem toată compoziția pe foaia noastră de hârtie. Acoperim cu o altă foaie de hârtie de copt și o să întindem bine cu sucitorul până o să obținem o foaie, un blat pentru ruladă. O să dăm deoparte și o să facem umplutura din 200 de ml de frișcă pe care o să o batem puțin. Să adăugăm 200 de grame de brânză dulce de vaci. O să punem și esență de vanilie și zahăr vanilat. O să unim la sfârșit 50 de grame de ciocolată amară sau ciocolată cu lapte, de care vă place, tăiată bucățele mărunțele. Amestecăm bine și o să punem crema noastră peste blatul de biscuiți. O să o întindem bine pe toată suprafața și apoi cu ajutorul hârtiei de copt o să rulăm încet, încet rulada noastră. Închidem bine cu hârtia de copt. Închidem bine capetele și o să punem totul în frigider pentru o oră. După aproximativ o oră și jumătate, dintr-o bucățică de hârtie o să tăiem cu foarfecul, să facem un model și cu zahăr pudră o să pudrăm rulada pe deasupra. Ridicăm hârtia și o să avem un minunat model peste. Și poftă bună vă doresc! Sper că rețeta v-a plăcut. Este foarte simplă, se prepară la rece. Dacă doriți să distribuiți acest video, mi-ar face mare plăcere și să vă înscrieți la canalul meu de YouTube, este gratis. Vă doresc multă, multă sănătate și vă mulțumesc din suflet că ați vizionat acest video și mi-ați fost alături. Vă pup dulce pe toți și ne vedem cu alte rețete gustoase și bune. La revedere! Vă doresc multă sănătate tuturor!